Salut, prieteni, și astăzi e live, unde aș vrea să vă povestesc ceva de mult, mult timp și care voi nu, eu nu v-am făcut să râdeți pe YouTube încă o dată, mai ales pe Vrăji, Anca 11, Violeta și să mai vă zic că ce-am uitat să mai spuzic. Nicule! Nic! Nicule! Nic. Oh, băleo. Nic îmi spune că să nu mai bei Mirinda. Păi atunci ce să beau? Țuică. Țuică, țuică. Da. Zice Nic să nu mai bea Mirinda. Aline, nu mai vorbi. Aline, era fumat? Sau alte glume. Zicea Nic. Aline, să nu mai bei Mirinda. Că după aia nu mai are armistițiu, te-ai rupt. Și ce mi-au zis? Mi-a zis să nu mai beau Mirinda și mi-a spus Nic de pe Evony. Nicule, Ali nu mai cumpăra VIP. Păi atunci ce să cumpăr? Mătura lui Vrăjii? Aoleu, nu, nici nu știu dacă mai e mesajul aici. Pentru că Vrăjii face pregătește perfuziile. Stau la rând. Vaccinează-mă de COVID. Vaccinează Sansa și mă dressing de bai. Vaccinează-mă de COVID. Unde suntem? Trimite trupe la cules până poftiți la cafeluță. Vrăjii, când o să vă bun pe YouTube, îmi dai o cafeluță, Vrăjii? Îmi dai cappuccino? Da. Stai să mai mențin asta încă o dată, Nic. Au, tu ai cum costă pe aia, tu ai spart că le dau la maxim, tu ai cum costă pe aia, tu ai spart că... Ah, muzica asta e ridicat. Au, 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 urechea. Au, urechea, bă. Bă, m-a spart, mă. Pe YouTube. Pe YouTube i-aș da subscribe, atunci cu spate, atunci spate. Au. Mă duc în relicvă. Bă, dar m-a lovit muzica asta, m-a lovit în timp ce mă uitam la Evony. Mă uitam la Evony, mă jucam Evony și m-a lovit melodia peste. Ha! Ah! Afira! La dracu! A mai băgat poze cu toia spacă în bikini, muzica aia sexistă pe YouTube? A mai băgat caiva prostii? În timp ce mă joc Evony? Afira! Să-mi doarme cineva apă în urechi! Nicule, pune Mirinda pe urechea mea ca să nu mai aud asemenea prostie! Aoleo! Nicule, Nic! Grecii mai știe ce. Hai, da. Urechea asta m-a durut. Bă, m-a speriat cu infarct. Firara dracu de treabă m-a lovit. Ei, dă-te dracu, bă. Am închis, gata, am închis.
Deci, eu eram după o petrecere de Halloween. Mi-a spus vrăjii, Black Angel și Nick că m-am distrat, am chefuit de m-am rupt. Am chefuit de m-am rupt cu biscuiți, cu diabet sau cu glumele voastre care nici nu mai știu, dar mai rău că n-am filmat în astea două zile, că eram foarte ocupat. Mi-a spus Violeta, Aline, nu le mânca pe toate odată, toate dulciurile pe care le-am cumpărat pentru subscriberul meu, Sharpili și alții de la un grup. Îmi zicea Violeta, Aline, nu le mânca pe toate, că faci diabet. Dă-le și la alții. Păi le dau la Sharpili, la Digifra, la regele Hoplite Sparkle și la Sharpili. Și zice, îmi las și mie un biscuite. Sau și Black Angel zicea că... Unde este Alin? Că-l pierdem. Să-l găsim în sectorul 5, poate bem o bere cu el. Nick zicea așa. Nick spunea că nu stricați pe Alin cu alcoolul. De ce să bea bere? De ce să bea bere? Atunci să bea o sticlă de whisky, o sticlă de suc sau Mirinda sau Fanta, dar nu țuică. Hai de... A fost cu câteva zile în urmă, n-am putut să vă povestesc pentru că eram și ocupat și serios și am fost la o petrecere online pe Zoom, ne-am distrat cu Fluttershy Chen, sweetie, și m-a drâmat un nesimțit să-mi omor pe Lucy, pe Eliza după o zi plină de Halloween, nesimțitule ăsta care mi-a drâmat ceva din castel. Ei, fiera la naibii de bolovan. Mamă, dar m-am distrat. M-am distrat, dar... Nu-i nimic. L-am căutat pe Evoni. Erti zice că iar ai fumat. Zice că fumezi iar. Noapte bună, vrăjii, puricii să te sărute, Alin să te pupe pe obraz. Hai pe ele. Eu le-am arătat colecția de androizi și îmi zicea vrăjii că 20 telefoane am. Iar ai fumat și am arătat colecția de androizi. Vrăjii are talent la desen. Aici sunt eu, aici am ca 11. Ceilalți sunt vecinii mei și unul este Sharpili. Ei șutit. Ei șutit. Nu e nimic pe internet. Decât enigma utilei în bikin gonflabil. Da! Clătește-mi ochii, Doamne. Le ai? Ai magnet pe tine. Pe toate telefoane? Ai ceva telefoane, fă și tu niște ferme, adu-le aici să le atacăm. O aduci tu banca 11 și pufuleții cu ciocolată, șmecherule. Da? Un șut în cur și cu mătura. Vrăjii, am ceva pentru tine. Îi trimitem lui vrăjii asta. Mie mi s-a părut vrăjina, hai să dăm să-ți iei mătura cu tine. Da. Vrăjii să-și ia măturoiul cu el. nu e nimic. Doar că vrăjii, Nick și cu alții, ziceau că dacă se întâlnesc cu mine în sectorul 5 cu Sharpili și cu Digifra, vreau să beau whisky. Nu că strinci copilul, Baline! Du la o bere! Dacă se ducea Pinkie Pie cu Ariana Grande la Bikin Gonflabil cu lacul, se ducea cu mine. Mă lua și pe mine. Serios. Nicule, vorbesc despre Nicu din Evoni. Să nu înțelegeți că e vorba de cineva real, că vorbesc despre Nic. Vorbesc despre Nic, despre războinicul ăsta. Hai de capul meu.
Prostii. Bă, voi ați decis să mă lăsați pe mine să nu-mi rup capul că am chefuit, că am chefuit. Te-ai chefuit de te-ai rupt, Aline, nu? Îmi zicea Vrăjea, am ca 11, râdea, Violeta zicea, ai mâncat biscuiți mulți, Aline? Și Nic îmi zicea, să nu mai bei Mirinda. De ce să nu mai bea Mirinda? Când face capul ca de drogat? Sau ce? Măi, dar sunteți puși pe glume rău. Bă, să mor eu. Să mor eu că nu mi-ați glumit așa în viața mea. Da, valeu. Dar când ei mi-au spus că Alina s-a distrat de s-a rupt la petrecerea de Halloween, a mâncat biscuiți, i-a strigat cu DJ Fra pe la fereastră, șorpili, și au ascultat Bagi Mafia Olimpiada de față cu psihologia. Aole, doamne. Dar nu pot să cred că am făcut una acasă, pentru că unii chiar o meritau. Ca și cum eu nu sunt de prost să mă joc în Mortal Kombat 11. Pinkie Pie, umple scolacul, damn it, scoate bota combatul. Da. Unii sunt cam nebuni nevonii. Chiar așa s-a întâmplat, îmi zicea Nic și alții să nu mai beau Mirinda, dar atunci ce să beau? Țuică, Fanta, supă de vikingi? Era încă o glumă pe evonii. Ei ziceau că mănâncă micul dejun, micul dejun, supă de alte lucruri și am spus că eu beau la micul de, eu mănânc la micul dejun pâinea de frig și o supă cu picioare de viking. O supă cu picioare de viking și pene de grifon și de garuda cu garnitură și o supă cu picioare și de viking. Anca 11. Rețetă nouă, Aline. Nouă rețetă, Aline, măi. Sunteți puși pe glume rău de tot. Poate facem abonați așa. Stai că n-o vedea nici cu astea. Eu am nevoie de o intensificare foarte importantă pe Himiko. Păi pentru a o intensifica pe Himiko, mi-a spus Nic încă o nebunie de dimineață și mai zice ceva. Cultivă, zice ceva, Nic. Nicule, de ce să nu mai cumpăr VIP? Mi-a spus pe WhatsApp. Cultivă general cu geme. Ce cu roșu nu validă? Doi anulează. Mi-a spus Nic așa. Unde să pun echipamentul? La Himiku sau Eliza? A pus deja echipamentul și Nic îmi spune la niciuna. De ce la niciuna? Ce să fac cu ea? Să-i dau la vrăjii? La Himiku să-i dai să țină mână o legătură de prătunjel. Mamă, la tine pe telefon, îi dau lui maică mea să țină mână o poză cu Pinkie Pie să fie fotomodel în bikini pe Facebook, pe story și o legătură cu ea cu colacul sexy. Dacă în poză nu ții arc, de ce să le dai arc? Dă sexy, dă mere.
Uite aici, ține mână, Nac. Și tu e săgeata. Mai îmi zice și dacă în poză nu ți un arc sau dacă într-o poză nu apar cu Pinkie Pie cu coala cu sexy vișină. Te ceapă. Nic. Ia lanterna cu tine. Ia mătura lui Vrăjii cu ea. Mă duc să explorez. Mă duc în pat. M-am gândit că v-ați culcat și ne vedem mai dimineață după ce o să pun pe YouTube. Sper să vedeți reacția mea să râdeți, da? Sper să nu mai-mi rup capul cu șocația și fața, cu biscuiți, cu mirinda, cu mătura al vrăjii și anca 11. Ah. Așa o să o țin până când COVID-ul nu mai are loc în spitale și... Cam dorm pe tine. Coronavirusul nu mai mă lasă pe mine să mă când nici la nori, nici la piscină, pentru că bolnavii de COVID, dacă nu sunt locul în spitale, îi bag în mașină direct, deci mi s-a făcut scârbă. Fiera măta dracu de COVID. Zice că n-are pe cine să doarmă. Să dorm pe castelul Anca 11. Dacă n-ai pe ce să dorm, să dorm pe mătura al vrăjii. A venit și putra. Cine-i putra, măi? Ăștia vor să dărâme, băi. Dacă n-ai pe ce să doarmă Violeta, a venit la vrăjii. Mai era încă o chestie cu Nic. Zicea să trimit un soldat? Și îmi zicea Nic așa, dacă... Aline, trimite un soldat sau te alerg cu mătura al vrăjii prin tot castelul. Și eu ziceam, poate te alerg cu mătura al Anca 11. Peste tot, Nicule. Ei le beau cafea împreună. Ei, da. Păi, da. Să nu fiu al naibii, că... Cam asta e filmulețul, dați like, comment, subscribe și sper să aud o reacție despre faze amuzante mâine dimineață când mă trezesc. Mă duc în relicvă!